Neața, a venit cu treabă pe la noi, să mai povestim. Sărmâna, bine ai venit! Bună dimineața, am venit cu mare drag să vă colind și n-am adus un colind obișnuit, ci un cântec colind. E cântec colind? Cântec colind, așa se și numește de altfel și a fost realizat alături de orchestra fraților Advahov de la Chișinău, cărora le mulțumesc pe această cale, un proiect frumos pe care l-am realizat cu mult suflet. Îți spun mai mult dacă vrei și chiar mi-ar plăcea și telespectatorii să afle că aceasta este perioada de post, înainte de Crăciun și cu atât mai mult acum ne gândim la cei aflați în lipsuri, lipsuri materiale sau lipsa sănătății sau lipsa unei persoane dragi din viața noastră. Nu ne întristăm, însă e frumos că noi românii, creștini ortodoxi, în perioada sărbătorilor ne amintim de cei care nu mai sunt sau de cei care sunt în lipsuri și acesta este un cântec de alinare, am spus eu, și cred că este de bun augur să fie așa. El s-a născut ca o răbufnire a mea, dacă vreți, anul trecut după tragedia de la Colectiv și am zis că e bine să punctez faptul că noi interpreții de muzică populară și artiști în general trebuie să depășim granița divertismentului, să aducem un mesaj. Să și transmitem ceva. Exact. Da, profesoară, după cum ați auzit, nu pare, dar Raluca este și îndrumător vocal, nu? Da, am în Prahova, la Izvoarele, un grup frumos, grupul Izvorașul, unde și sora mea a activat, dar și eu când eram mai micuță. Care e sora ta? Sora mea este Theo Rose și cred că deja o știți, pentru că... Asta mică pălărioasa este sora Ralucăi. Ce credeați despre treaba asta? Ce? Ia vino aici. Hai pune pe canapea, vreau să facem un interviu la dublu, sigur, ca să vadă și asta mică, de fapt, că se poate. Așa. Ea e pe net acum. Da, ia microfonul ăsta, moacă. Uită-te și tu. Mulțumesc, bună dimineața. Poate așa ceva. Iar am venit copilul străzidat. Raluca, te poți ridica puțin, te rog? Iată câteva diferențe între generații. Se vede sora mai mare și mai... la locul ei, așezată, frumos, are tot ce trebuie pe ea și uitați-vă la homeless-ul de Ploiești. Sărăcia asta mică. Da, ești foarte bine. Stați jos, vă rog. Mulțumim. Interviu la dublu. Raluca, clar ești mai mare. Cu cât ești mai mare decât Teo? Trebuie obligatoriu să spun? Nu. Spun, da, eu. Mai mult de 5. Da, mai mult de 5. Dar vreo 11, așa. Am înțeles. Putea să nu spună ea niciodată nu-și arată vârsta, dar eu vreau să punctez chestia. Să punctăm. Cum să nu? Ce fel de copil a fost această mică pramatie? Acum, de ce să punctăm chestia asta? Hai să punctăm dacă a punctat vârsta. Este, vedeți, dumneavoastră fiind o diferență destul de mare între noi și pentru că părinții trebuiau să lucreze, da. Noi suntem, de fapt, 3 frați. Da. A trebuit să-mi asum rolul de... bună, mamă. De mamă, mai degrabă. Am înțeles. Chiar și în liceu Teodora a stat la mine și a fost o bucurie să o am în grijă și totodată o pacoste. De ce spui tu așa aș ceva? Aș putea spune, Raluca, tot din popor, aș putea să mă exprim ca un creștin ortodox, nu ai bătut-o destul. Bun, să revenim. Asta a fost întotdeauna diferența dintre noi două. Ea a fost copilul sacrificat și eu sărăcia aia mică. Nu, să știi că acum, revenind la lucruri serioase, nu m-am simțit sacrificată. Poate doar atunci când eram mititică și ziceam că, uite, nu am timp să mă duc în vacanțe, trebuie să stau cu Teodora. Însă sunt o soră fericită pentru că am cea mai minunată soră mai mică. Și la fel. Nu, acum adevărul e că ea chiar și-a sacrificat copilăria ca să mă crească. Și pe lângă faptul că m-a crescut, m-a învățat să cânt și cam tot ce știu acum. Și m-a format ca om pregătit să ia piept. Dacă mi-au dat lacrimile de data asta. Să ia piept cu societatea. De la lumină. Ați mers vreodată la colindat, toți trei? Să știi că care mergem... Nu, frate meu nu cântă, el joacă fotbal. E și el foarte talentat. Dar și el ar fotbal. Putea. Ar putea, sigur. Noi mergem la colindat în fiecare an, pe 23 decembrie, cu tot grupul Izvorașul, încolonați în costume populare prin sat. A, voi profi. Da. Și cântăm pe voci. Eu cânt pe două voci, ca Nicu de la Căzănești. Cum adică? Pe două voci deodată. Da. N-aș ști cum e. O să-mi arăți odată treaba. Trebuie să veniți cu noi la colindat într-un an și chiar vă invităm pe 23 să veniți la Izvoarele Prahova. Avem și dulceață bună și preparate de post făcute de mama la carte, așa, și vă așteptăm să mergeți cu noi la colindat. Vezi, mă, asta mică, vezi că se poate.
Da. Să fii un om mai bun, te rog. Să iei ceva mare de Crăciun, soră tine. Da, o să iau oricum, merită. Dar să fie mare, mega mare. Da, eu sper să reușesc să îi recompensez. Mă recompensează oricum. Uite, aș vrea să mulțumesc unor oameni speciali care în această dimineață s-au trezit să fie alături de mine. Este vorba despre fetele de la Heaven Studio, Liana Maria Bodescu-Tecuceanu și Ioana Stănciulescu. Ele au grijă de mine ca să am o imagine cât mai bine pusă la punct atunci când apar la TV. Sărmâna, mulțumim că ai venit și pentru această lecție de viață. Asta mică de câte ori vine aici ne face probleme, să știi. Acum în sfârșit am pe cine să sun. Te spun la soc. Acum s-a văzut diferența mare dintre noi. În sfârșit a fost punctată, să știe lumea că... Da. Da. O iubesc. Și eu. Așa e luna cu Crăciunul. Să mergem la...